Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Claudiu Bulai și pentru aproximativ 30 de minute vom fi împreună pentru a discuta despre cateheză. Tema acestei emisiuni este cateheza astăzi. Ce este cateheza și care este obiectivul ei? Cum se face o cateheză și de ce ar trebui să participăm la cateheze? Sunt întrebări la care vom găsi răspunsul în această emisiune împreună cu invitații chemați astăzi în acest studio. Îi spun bun venit părintelui Mihai Roca, responsabilul oficiului pentru cateheză din dieceza de Iași. Bine ați venit! Bine v-am găsit! De asemenea, alături de noi sunt și doi cateheți din cadrul aceluiași oficiu. Le spun bine au venit sorei Clara Dălvaru din Congregația Maria Bambina. Bine v-am găsit! Și doamna profesor de religie Maria Andrici din localitatea Tămășeni, în județul Neamț. Bine v-am găsit! Așadar, ce este cateheza? Cum este să catehizezi? Cateheza este un moment din ceea ce noi numim evangelizare. Mai exact, în acest proces de transmitere a credinței, mai întâi noi îl cunoaștem pe Hristos, este El care intră în viața noastră, ne cucerește inima și din momentul acela e nevoie de un drum, un parcurs de formare sau de educație. Aici intervine cateheza. Etimologic, a cateheza înseamnă a anunța cu voce tare. Mai exact, a anunța Evanghelia pe Hristos. De-a lungul timpului, desigur, au fost diferite conotații date termenului de cateheză. Cunoaștem catecumenatul, mai apoi a fost istoria catehismului. Astăzi există o varietate de forme de cateheză care au apărut în special după Conciliul Vatican al II-lea, adică la sfârșitul secolului trecut. Dar cum deosebim cateheza de ora de religie? De exemplu, dumneavoastră sunteți profesoara de religie. Care ar putea fi diferența între o cateheză și o oră de religie sau care ar putea fi diferența care se face în biserică? Religie, în primul rând, se face în cadrul instituțional, adică într-o școală, într-o instituție de învățământ. Are un cadru unitar la nivelul întregii țări. Are la bază transmiterea conținuturilor religioase și asta se face după o programă școlară, urmărind o anumită strategie didactică. Toate informațiile, toate conținuturile se transmit în mod treptat, începând de la grupa pregătitoare, de la clasa 0 până la clasa 12-a, după programe bine structurate, având în vedere atât vârsta elevului, cât și nivelul de cunoaștere a lor. În schimb, dacă eu, ca profesor de religie, sunt cea care transmit conținuturile, catehetul este cel care îl asistă pe copil, tânăr, adult, în drumul credinței. Iar preotul, prin predică, cred că nu face altceva decât explică cuvântul Evangheliei. Dar mă gândesc să mergem mai departe, să întrebăm pe sora Clara, care ar fi obiectivul catehezelor care se fac? Ce se dorește? Un singur lucru esențial, să-L cunoască pe Iisus Hristos, Cel care ne-a însoțit și ne însoțește zi de zi, ne-a promis că ne va însoți și ne însoțește zi de zi. Eza dorește ca copilul, tânărul, adultul să poată să-L cunoască, ba mai mult, să-L întâlnească în viața sa personală pe Hristos. Așadar, cateheza, o modalitate de a aprofunda mesajul creștin, dar pentru că vorbim de mesajul creștin, să ne întoarcem la Sfânta Scriptură. În Sfânta Scriptură găsim, vorbindu-se despre cateheze? Înainte de toate, cateheza prin excelență, dacă o putem numi așa, dacă ne este permis să o numim așa, adică este activitatea lui Iisus Hristos. Profesorul Constantin Cucoș numește formatorul prin excelență, îl numește Învățătorul Iisus.
De fapt, totul a pornit de acolo. Și mesajul nostru mai apoi pe care îl transmitem este legat de ceea ce El la început ne-a transmis, ne-a lăsat. Viața Lui, gesturile, cuvintele, faptul de a sta cu cei săraci și simpli, de a întâlni pe toți cei care, iată, alergau la El, spune Sfântul Ioan Paul al II-lea în Catehezii Tradende, este excelența, este cateheza prin excelență pe care Mântuitorul ne-a lăsat-o. Ce avem după învierea lui Iisus, în perioada apostolilor, avem în Cartea Faptele Apostolilor, unde găsim modul în care ucenicii lui Iisus au înțeles să transmită mesajul de credință, ceea ce Iisus le-a lăsat. De exemplu, citim în Cartea Faptele Apostolilor cum ei se adunau în case. Aici aveau într-un mod deosebit două momente. Unul acela de a povesti faptele și cuvintele lui Iisus, adică învățătura, apelând și la învățătura Vechiului Testament, iar partea a doua era acea celebrare, frângerea pâinii, unde comemorau, de fapt, ceea ce au înțeles, era cateheza din prima parte. Revenind la Iisus, când a ținut Iisus o cateheză? Ați putea exemplifica, mă gândesc la predica de pe munte sau la alte momente, ați putea puțin să prezentați modul în care Iisus a acționat în cateheza sa? Sunt mai multe momente, foarte bine cel de la predica de pe munte. Aici, nu numai că Iisus este învățătorul prin excelență și observă că cei care îl ascultau, l-au ascultat de fapt toată ziua, aveau nevoie de pâine să mănânce, să bea. Intervine și îi cheamă și pe ucenici, îi trimite pe ei ca să le ceară mulțimii să se așeze, îi pune pe ei să caute pâine, iar mai apoi intervine el și înmulțește pâinile. Găsim aici o atenție a lui Iisus specială față de cei care îl ascultau. E vorba de o cateheză, de fapt, ținută toată ziua și avem învățătura de pe munte cu cele 8 fericiri, cu tot mesajul de iubire față de aproapele, cu mesajul pe care el îl adresează direct de a-L cunoaște pe Dumnezeu Tatăl. Deci Iisus, atât că învăța, dar era și aproape de oameni, se întâlnea cu ei și era și acest contact personal. Ați început să vorbiți despre cum erau catehizați creștinii în timpul ucenicilor, dar mai târziu, în biserica primară, cum au fost catehizele, cum se desfășurau? Ar trebui spus un lucru. La început, cateheza era axată pe cuvintele și faptele lui Iisus. Asta au transmis ucenicii. Asistăm la o trecere de la faptele și cuvintele lui Iisus la ceea ce numim cherigma. Iar aici avem acea învățătură pe care au transmis-o primii învățători care i-au ascultat pe ucenici. De exemplu, avem la începutul secolului al II-lea, îl avem pe Hipolit de la Roma, Sfântul Hipolit. Iar el ne transmite în tradiția apostolică cum erau primii creștini, ce li se transmitea, cum ei trăiau mesajul pe care l-au primit de la apostoli. De exemplu, dacă ar fi să reducem mesajul, era acesta. Iisus Hristos, mort și înviat, a treia zi, iată, din morți ridicându-se prin puterea Dumnezeu Tatăl, spre Dumnezeu, spre cer, spre casa Tatălui Ceresc. Aceasta este cherigma. Am putea spune că Sfinții Părinți în primele secole aceasta... Apropo de Sfinții Părinți, ei cum făceau cateheze? Ce mărturii avem? Sunt mai multe. Am putea apela la Sfântul Augustin. El ne-a lăsat, am putea spune, chiar un manual de cateheză. Ce se întâmplase? Deodatus era unul care voia să afle mai mult. Deo gratias era un altul, un discipol care era preocupat ce să facă în timpul catecumenatului, de exemplu, care erau
oamenii care veneau ca să se înscrie la acel parcurs de convertire, mai apoi să fie botezați și să devină creștini. Iar Sfântul Augustin, în De Catechizandis Rudibus, adică despre catehizarea celor începători, ne-a lăsat chiar două cateheze unde, am putea spune, parcurge efectiv, face el cateheza pentru ca să le arate celor din timpul său cum ar trebui să fie. Și sunt niște momente foarte bine stabilite în cateheza pe care el ne-a lăsat-o. De exemplu, sunt trei momente clare. Narratio, adică povestește ceea ce, de exemplu, a făcut Isus, sau mergem la Vechiul Testament, de la creație sau în profeți. Apoi este exhortatio în Sfântul Augustin. El ce face? După ce am văzut ce a făcut Dumnezeu pentru noi sau ce ne-a lăsat Iisus, viața Lui, este o aplicare practică a cuvântului Scripturii la viața concretă a celui care ascultă exhortatio. Adică o aplicare la viața Lui și morală. Iar ultimul moment, și acesta este interesant, și vorbim de anul 400, de când apare această carte a Lui, Manual de Cateheză, este Hilaritas. Avea o atenție deosebită, după ce l-am cunoscut pe Hristos personală, cum punem în practică. Este un moment de conviețuire, de comuniune, marcat de bucurie. Interesant. În primele secole, cateheza se făcea pentru ca oamenii care nu cunoșteau pe Hristos să-L descopere și astfel în biserică. Dar mă îndrept spre doamna profesor, astăzi, cum și când se face cateheza? Pentru că știm că marea majoritate, sau cel puțin în mediul în care trăim noi, deja ne naștem cu această... Totuși vorbim de cateheză. Cum se face această cateheză? Aș porni de la ideea pe care eu am găsit-o la Părintele Papa Francisc. Educatorii sunt purtători de speranță. Deci noi, ca și educatori, ca și cateheți, trebuie să venim ca o speranță pentru cei care vin la cateheză. Cum se face? Avându-L ca model pe catehetul prin excelență, pe Iisus Mântuitorul. Când? În primul rând, se are în vedere momentele cruciale din viața unui creștin, prima sfântă împărtășanie. De fapt, aș putea începe cu botezul, numai că la botez sunt catehizați părinții nașii. Urmează prima sfântă împărtășanie, mirul și pregătirea pentru căsătorie. Dar cateheza nu se oprește aici, ci merge mai departe pentru viața de adult. Și chiar a început să se pună accent destul de mult și pe catehizarea adulților. În imaginile pe care colegii mei le vor derula pe micile ecrane, vom vedea momente din cadrul catehezei. Cateheze cu tinerii, cu copiii. De ce aș dori să întreb pe sora Clara, cum se face o cateheză pentru copii, de exemplu? Pentru noi, de exemplu, la Faraoane avem o cateheză sistematică de cel puțin 16 ani, începând de la copii de clasa 1 până la clasa 8-a, apoi urmează tinerii ca o cateheză aparte. Deci ne întâlnim efectiv o dată pe săptămână, fiecare clasă, avem o oră pe săptămână, ne întâlnim la oratoriu. Întâi stăm puțin împreună, înainte de cateheză, ne jucăm, ne relaxăm, după cateheza are loc după orele de școală. Iar după puțin intrăm în clasă unde, mai mult sau mai puțin, depinde de ziua pe care ei au avut-o, începem să discutăm începând de la ziua lor, dar ținem cont de tema pe care noi avem. Pentru că, de fapt, scuzați, clasele 1-2 au despre rugăciuni, unde ei cunosc rugăciunile, le memorează, chiar dacă nu înțeleg prea mult, dar e foarte important să memoreze. Pentru că cu creșterea vieții, cu trecerea anilor, își vor pune întrebări, ceea ce eu am repetat, ceea ce eu am memorat,
ce vrea să spună de fapt. Și asta îi ajută după. Clasa a treia urmează prima Sfânta Părtășanie, unde ei primesc sacramentele al Euharistiei și al Spovezii. Clasa a patra și a cincea, ei fac despre viețile Sfinților. De ce? Pentru că sunt la vârsta în care ei sunt în căutarea de modele. Și modele există în toate aspectele vieții noastre umane. De ce să nu avem modele și pentru suflet, ținând cont că omul e trup și suflet? Și atunci sunt cei care au mers înaintea noastră, l-au cunoscut pe Hristos și acum ei văd că dacă ei au reușit, eu de ce să nu pot? Și având o așa varietate mare de sfinți, de la începând cu primii creștini, cum ar fi Sfânta Agneza, Sfânta Varvara, Sfântul Filip Neri și mai recent, chiar cum este Fericita Chiara Badana și alții, căutăm modele pentru noi astăzi. Așadar, pentru copii există un program sistematic, pentru tineri se face ceva? Da, și pentru tineri există la fel cateheză sistematică pe teme propuse fie de părintele paro, care este catehetul comunității, cât și la cerințele tinerilor, pentru că noi propunem, dar nu întotdeauna reușim poate să ajungem unde eu îl cunosc pe Hristos, ok, dar eu doresc, eu tânăr, vreau să aprofundez mai mult aceste aspecte. Atunci tu, preot, tu, catehet, te rog, însoțește-mă, ajută-mă să-L întâlnesc mai mult pe Iisus. Adulții? Eu aș vrea să o completez pe sora. După 90, în cadrul bisericii au apărut acele asociații, cum este Acțiunea Catolică, cum este Scoutul, adică au apărut acele oportunități prin care îi putem aduna mai ușor, având un obiectiv clar. Adică tinerii, adulții, copiii se întâlnesc într-un cadru organizat, având ca scop de a transmite acele valori religioase în cadrul asociației. Și în cadrul acestor întâlniri se fac și cateheze, adică momente de formare prin care copilul, adultul, tânărul iau contact cu Sfânta Scriptură prin acele metode specifice, lecția divina sau revizuirea vieții, și își găsesc răspunsurile la întrebările privitoare la existența omului, la viața omului. Pentru fiecare categorie de vârstă observăm că sunt momente de cateheză și toate se întâmplă sub urânduirea și sub îndrumarea oficiului pentru cateheză. Părinte Mihai, de puțin timp ați fost numit responsabil al acestui oficiu. Care ar fi structura? Ce planuri aveți? Ce vă doriți să îndepliniți în această responsabilitate pe care ați primit-o din partea Preasfințitului Petru Gherghel? Oficiul pentru cateheză are deci această sarcină, educație religioasă în parohie, așa cum bine am specificat. Avem centrul în curia de la Iași, aici pe Ștefan cel Mare, acolo este și biroul. Avem un birou operativ în teritoriu, iar acest birou este la Traian, județul Neamț, unde avem o prezență în fiecare vinere și sâmbătă cu colaboratorii din teren. Acolo ne întâlnim pentru a ne vedea activitățile sau proiectele pe care le-am început. Acest oficiu practic dorește să asiste cateheții parohiali sau să ofere părinților paruși instrumente pentru transmiterea credinței. Iar în această perioadă ne-am propus să reevaluăm situația noastră în ultimii ani, în special în domeniul comunicării, ceea ce noi ne-am propus în 2001-2004 în cadrul sinodului. Vedem că ar trebui actualizat la cerințele destinatarilor de astăzi
Și, practic, anul trecut am dedicat un întreg an cunoașterii în profunzime a catehezei din parohii. Pe viitor? Facem pasul mai departe. Mai exact, în lumina ceea ce am văzut, împreună cu o echipă pe care am format-o, facem 4 itinerarii de cateheză. Mă refer la inițierea creștină, botez, împărtășanie și mir, dar și la pregătirea logodnicilor. Încercăm să actualizăm limbajul, instrumentele, tot ceea ce avem nevoie pentru timpurile de astăzi și ceea ce este foarte important pentru copii. Ne apropiem de finalul acestei emisiuni, de aceea v-aș ruga pe dumneavoastră să oferiți pentru copii, tineri și adulți motive pentru care ei să participe la cateheze. Sora Clara. Un motiv pe care îl văd foarte important și interesant pentru viața lor, în primul rând, leagă prietenii între ei și apoi nu se simt singuri pe acest drum, nu numai eu merg să-L cunosc pe Hristos, mai e și vecinul, mai e și prietenul și e foarte important să crească împreună. Deci leagă prietenii. Doamna Maria? Zice că în cadrul de să vină, pentru că aici pot întrebările care-i frământă. Pentru că fiind un dialog deschis între ei și catehet, ei își pot expune problema, în același timp să găsească un răspuns nu numai de la catehet, dar și de la cei care participă la cateheză, pentru că fiecare răspuns și putem învăța unul de la altul. Părinte Mihai? Ruga un lucru la cele spuse, la motive, pentru a înțelege de ce ne rugăm. Pentru a înțelege gesturile părinților noștri, cele religioase, sau pentru a înțelege ce se întâmplă în biserică, în parohie, în jurul nostru, e important să aprofundăm gesturi, simboluri, rituri, liturghii și mesajele de credință. Cateheza oferă această șansă. Am ajuns la aceste ediții a emisiunii Lumina Creștinului. Le ținem ca o concluzie a acestei emisiuni, că aceasta este necesară pentru este o formare permanentă de care fiecare are nevoie. De asemenea, crește și crește comunitatea parohială și totodată o ajută să își depășească granițele. Înainte de a termina această emisiune, doresc să le mulțumesc invitaților acestei emisiuni și de asemenea vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori, pentru că ați rămas alături de noi pentru aproximativ jumătate de oră. Sunt preotul și vă dau întâlnire peste 2 săptămâni la o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. La revedere!